Bucurie fără margini în comuna Dârvari. O familie numeroasă, formată din 7 membri, a avut parte de o surpriză în pragul sărbătorilor pascale. Organizația Tineretului Social Democrat din Mehedinți, susținută de președintele Consiliului Județean Mehedinți, dar și al PSD Mehedinți Aladin Georgescu, de administratorul public Codruța Rogoveanu, dar și de primarul comunei Dârvari Ionuț Gârgă, le-au trecut pragul încărcați de daruri și urări de bine. Am venit să vă dorim sărbători fericite. Mulțumim, la fel. Cu Paște fericit, să fiți sănătoși. Să vă învățați la școală. Ia uite șansa pentru... Ia. Pentru părinți. Uitați. Ia și tu. Și tu. O familie nevoiașă din comuna Dârvari a avut parte de o surpriză plăcută din partea Tineretului Social Democrat din Mehedinți, sprijiniți de președintele Consiliului Județean Mehedinți și al PSD Mehedinți Aladin Georgescu, chiar în prag de sărbători. Aceștia, împreună cu administratorul public al Consiliului Județean Mehedinți Codruța Rogoveanu, dar și sprijiniți de primarul comunei Ionuț Gârgă, au mers cu mâinile pline cu hăinuțe, jucării, dulciuri, dar și alimente de bază, pentru a le aduce un zâmbet pe buze tuturor membrilor acestei familii numeroase. Ți faci copilul? Ți faci copilul? Ți mama? Ce faci tu aici? Codruța Rogoveanu, administratorul public al Consiliului Județean Mehedinți, a fost mereu implicată în comunitate și a ajutat de fiecare dată categoriile vulnerabile din județul nostru. Ne aflăm în satul Dârvari, comuna Dârvari. Suntem la o familie compusă din 7 membri, mama, tata și cei 5 copii. Este o familie fără posibilități materiale și am venit să-i ajutăm în preajma sărbătorilor pascale, mai exact în Miercurea Mare sau Miercurea Patimilor, cum se spune în popor. Suntem alături de dânsii, atât noi cei de la Partidul Social Democrat. Țin să mulțumesc domnului președinte Aladin Georgescu, domnului primar Ionuț Gârgă, domnului Cojocaru, președintele TSD Mehedinți. Le urăm pe această cale sărbători cu liniște, pace și multă sănătate. Impresionați de povestea lor de viață, tinerii socialdemocrați împreună cu autoritățile locale și județene au dorit să le aducă un strop de alinare și le-au adus alimente pentru masa de Paște, dulciuri, jucării și hăinuțe pentru copii. Secretarul executiv al TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru, a fost mereu prezent la astfel de acțiuni, dorind să le aducă o fărâmă din bucuria sărbătorii învierii Domnului. O să afli și cum e? Ia să vedem. Domnule președinte. Chipsuri, îți plac chipsurile? Uai, ce bine! Da, cu ciocolată bună! Jucăriile vă plac? Da! Sper că am reușit să vă facem niște sărbători mai frumoase, da? Aici bine este! Ne bucură faptul că am ajuns și în comuna Dârvari. Pe această cale țin să-i mulțumesc domnului primar Gârgă Ionuț pentru sprijin, domnului președinte al PSD Mehedinți și al Consiliului Județean Mehedinți, domnule Aladin Georgescu, și doamnei Codruța Rogoveanu. Împreună am reușit să le oferim acestor copii minunați o mare bucurie. Până la urmă, aceste momente ne încarcă bateriile, plecăm mult mai optimiști, mult mai plini de viață și mult mai motivați să îmbunătățim viața acestor tineri minunați, nu doar în preajma sărbătorilor, ci în viața de zi cu zi. În prag de Paști, oameni cu suflet mare au sărit în ajutorul unei familii numeroase, mai exact o familie cu 5 copii din comuna Dârvari, fără posibilități financiare, trăind 7 suflete într-o singură cameră și au încercat să le ușureze suferința. Cei mici au primit o mulțime de jucării și dulciuri, iar părinții alimente de bază, dar și preparate pentru masa de Paște. Da, foarte bine. Da. Vă așteptați? Da. Nu. Nu ne așteptăm. Vă așteptați să vină cu atâtea plăsuțe, cu cadouri, cu jucării pentru copii? Nu. Putem să spunem că acum aveți sărbători mai frumoase, să spunem. Da. Așa este. Da. Și avem mulțumiri pentru tot ce ați făcut dumneavoastră. Ce să vă mai spun? Multă sănătate. Spuneți-ne despre familia noastră. Câți copii aveți? 5.
3 băieți și 2 fete. Și sunt la școală? Sănătos, da. La școală, la grădiniță. Și nu le-a lipsit absolut nimic. Ce le-a dorit, aia și-au luat. Spuneți-ne dacă vă așteptați la această surpriză. Nu ne așteptăm niciodată. Vă bucură? Da. Vedem că tinerii împreună cu doamna Codruța au venit cu foarte multe plăsuțe, cu cadouri, da. Cu dulciuri, cu alimente. Da. Putem spune că aveți sărbători pascale mai fericite anul acesta. Da. Da, la toți le urăm. Cu siguranță, cei mai încântați de această surpriză au fost copiii, care nu s-au mai putut deslipi de lângă noile jucării primite. Bucuria li se putea citi pe chipurile inocente. Cum te cheamă pe tine? Dani. Și câți ani ai tu? 7 ani, am înțeles. Da. Da. Am văzut că ai primit foarte multe dulciuri, jucărioare. Am văzut că ai fost foarte nerăbdător. Alături de TSD Mehedinți au fost atât autoritățile județene cât și cele locale, care i-au ajutat în găsirea unor persoane care aveau cu adevărat nevoie de o surpriză în pragul sărbătorilor pascale. Vă mulțumim din suflet, chiar v-ați gândit foarte bine, acești copii se bucură foarte mult pentru ceea ce le-ați adus cadouri cu ocazia sărbătorilor pascale și ținem să vă mulțumim domnului președinte și celor care s-au gândit la acești minunați copii. Chiar le-ați adus un zâmbet pe fețele lor. Sărbătoarea Învierii Domnului este un prilej de bucurie pentru creștini, însă atunci când nu ai ce pune pe masă sau să le oferi copiilor o hăinuță nouă cu care să meargă la biserică, după obiceiul creștinesc, bucuria este umbrită. Astfel, organizația Tineretului Social-Democrat, prin membrii ei, dorește să aducă o bucurie în viața celor mai puțin norocoși. Cu ocazia sărbătorilor pascale am decis să aducem o mică bucurie în sufletele acestor copilași și în sufletele familiilor lor, care ne-au primit în casele lor cu multă căldură și, așa cum se poate citi cu ușurință pe chipurile acestora, le-am umplut casa cu bucurie și sunt mândră că am avut ocazia să particip la această acțiune de caritate organizată de Tineretul Social-Democrat. Și susțin și încurajez totodată și pe cei care mă privesc că trebuie să participăm cât mai des la acțiuni de acest tip, deoarece ne ajută să înțelegem că fericirea provine din gesturi mărunte. Paștele este o sărbătoare a bucuriei în care oamenii se întâlnesc și familiile se reunesc în jurul unei mese îmbelșugate. Din păcate, nu se poate spune lucrul acesta și pentru mulții dintre semenii noștri care trăiesc în sărăcie și în multe lipsuri. Printre ei se află copii, mame văduve care își cresc copiii, bătrâni singuri și neputincioși, familii sărace cu mulți copii, iar noi trebuie să fim mai buni și să ajutăm, pentru că doar dar din dar se face rai.